O cereală obișnuită este capabilă să compenseze deficitul de colagen din organismul feminin și să-l întinerească cu câțiva ani. Pielea, părul și unghiile dumneavoastră vor fi sănătoase și tinere. Mâncați acest fel de mâncare măcar o dată pe săptămână, veți fi încântată de rezultat. Încă din vechime, boabele decorticate de orz au căpătat denumirea de arpacaș. Având suprafața lucioasă, ele seamănă perlele. Este interesant faptul că în trecut arpacașul din orz era considerat o delicatesă, pe care și-o permiteau doar demnitarii. Proprietățile fizice ale arpacașului din orz. În zadar, gospodinele au trecut arpacașul din orz pe planurile secundare. Doar el conține o cantitate mare de substanțe nutritive, care sunt necesare pentru funcționarea normală a organismului. Arpacașul fiert este numit terciul frumuseții, deoarece această cereală conține o cantitate enormă de lizină, aminoacidul care participă activ la sinteza colagenului. Toată lumea știe că acesta contribuie la menținerea elasticității pielii, împiedicând formarea ridurilor. Încă un motiv de a include arpacașul în meniul tuturor femeilor este cantitatea mare de vitamine pe care acesta le conține, vitaminele A, B, E și vitaminele grupului B. Consumul regulat al terciului din arpacaș nu contribuie doar la menținerea frumuseții pielii, ci și la scăderea ponderală. Acest aliment sățios și hipocaloric este bogat în celuloză și proteine, relatează sursebune.com.